povedz. După cum vedeți, sunt într-o grădină la un nene aici. O să-i fac terenul și am să folosesc motocultivatorul lui. E un motocultivator Valpadana, motor Lombardini, 8 cai putere. E un 359 cm3, Lombardini 530. Așa-i scris aici. Lombardini 530. Bun, trebuie să dau funie, să vedem dacă are motorină. Nu știu dacă are motorină. Ai plin. Și să mă apuc de să-i fac terenul ăsta. Aici, în grădina aceasta, am făcut și clipul acela cu diferența dintre motocultivator și motosapă. Terenul a fost făcut cu motosapa, ținând cont că motocultivatorul nu știu ce probleme avea. În fine, oricum îl reparase până când am venit aici la teren, dar l-am făcut totuși cu motosapa. Ambreajul tot timpul ține tras, asta din cauza că el spune să nu cumva să se blocheze pe partea asta altă, e cam greu să-l tragi când rămâne blocat. Așa îl ține așa cum este el acum, tras. Atunci când îi dai drumul, toate arcurile împinge în el. Nu știu, n-am înțeles care e problema. Oricum, el a zis că e mai bine așa. Accelerația vă ține tot timpul mai trasă. Oricum, întreținut bine motocultivatorul. Freza, mi se pare că ar fi să fie un... Ia să vedem, 20... Un 70. Maxim, 70. Este aia care nu are două cuțite, celelalte mai mari au decât două rânduri de cuțite, asta are trei. E un avantaj aici pentru că măruțește mult mai bine pământul. E și un dezavantaj că se poate umple cu iarbă în cazul în care e pe teren foarte multă iarbă. Se umple mult mai repede cu iarbă această freză. Trebuie să-i sute și la al meu. Capacele astea pe laterale și să iau o tabă pentru asta să o pun aici în spate. Asta trebuie să le fac și eu. Să-i dau o sfoară, e pe liber el. Tot timpul aveți grijă când dați în apă cu motocultivatoarele astea să nu fie obstacole, să nu fie nimica. Și când îl porniți să fie el pe liber. Controlați treaba asta să fie pe liber, că altfel pleacă el. La 8 cai putere nu-i de glumă, plec, nu stă. Nu stă după nimeni.
asta este jucăria. Nu e un motocultivator dintr-o la care să zici, Doamne, mută pământul, face, ară și așa mai departe. Dar treaba ca frezare, să zic, o faci. E destul de bun pentru grădina asta. Oricum, el are decât grădina asta de aceea și gata. Bucățica asta de grădină de aici. Ceea ce e chiar prea mult, să zic așa, e suficient unul ca ăsta. El nu se chinuie la 75 de ani, poate să-l dea să treacă și el cu motocultivatorul ăsta, da? Preferă să vin eu pe aici, mai tai un alt, mai încarc o creangă și așa mai departe. Fac și altceva în afară de teren. Mie îmi place motocultivatorul când mă joc cu el pe aici. Oricum, frumos. Eu acum o să termin și partea asta, alta, aproape a rămas fără memorie pe cardul ăsta. Deja e plin cu clipuri care nu o să le editez niciodată. De aceea pe asta o să-l pună exact așa cum este. Și noi ne vom auzi pe data viitoare. Sau sâmbătă la un live. Ora 7, ora României. 7, ora României. La revedere!